Cred în puterea de creștere, dar și de schimbare. O... Lucrurile astea determină în fiecare dintre noi o atitudine matură afectiv și cognitiv. Lucrul ăsta, cu ușurință, am avut ocazia să-l văd în... nu numai în sala de dans, nu numai printre elevii pe care îi avem acolo dar un lucru mai accesibil pentru cei care nu practică dansul. O să puteți să aveți un feeling de consistență, de exemplu, când vă uitați la un film gen Pina care a rulat nu de mult pe ecranele noastre. Toate lucrurile astea duc mai departe la o creștere a calității vieții a individului, dar și a societății. Cu cât îți asumi tu mai multe cu cât devii mai matur, cu atât alegerile tale sunt în acest sens mai mature și au un impact asupra societății sub această formă. Care este cauza? Aceea de a participa cu toții la construirea unui sistem uman și social sănătos și matur. Tema de astăzi este New World Order, nu așa? Asta depinde de noi, de fiecare dintre noi. Transformarea, pentru că avem nevoie de ea, ca să putem să accedem la această nouă ordine, este ca o larvă într-un cocon, care mai apoi, din ceva ce există urmează să se transforme într-un fluture frumos. Din transformare se poate cu ușurință genera schimbarea în ceva nou, în ceva nemai văzut. Și am văzut asta la uh, invitații de dinainte, de dinainte mea și cei care vor urma cu siguranță. Transformarea trebuie să aibă loc la nivelul fiecărui individ, ca ea să poată să fie durabilă, dar și semnificativă. Dar ființa umană este suficient de complexă ca să nu poată susține o singură cale, o cale uniformă. Nu poți să pui transformarea pe un șablon și să zici asta e. Fiecare suntem individuali. Acomodarea la specificul fiecărui individ este crucială, este vitală. Fiecare dintre noi avem felul nostru de a fi, modalitatea noastră, de a vedea realitatea, de a ne raporta la ea și atunci ai nevoie de modalități individuale, specifice, de a ajunge la transformare și apoi a genera schimbare. Ok, deja începe să capete un sens de ce ar trebui să ne pese, de ce v-ar păsa. Doar ce aveți calități și aptitudini care sunt latente și se ascund în spatele unor blocaje. Nu eu, nu eu, nu eu. Acest fenomen este specific rasei umane. Fiecare dintre noi, prin evoluția noastră prenatală, dinainte de cele 9 luni de zile, și până la un anumit punct în care dorim transformarea și apoi schimbarea, avem și întâmpinăm aceste blocaje. Și vă invit să priviți înăuntru vostru, să vedeți, să fiți atenți la experiența voastră de viață și să vedeți că în acele zone, unde aveți mai multă experiență, veți fi capabili să luați decizii mult mai mature și mai responsabile. Calitățile și aptitudinile vă ajută să deveniți, aduc împlinire odată ce le descoperiți, odată ce le eliberați. Ele permit decizii pentru voi și ceilalți care vor avea impact și greutate, dar în perspectivă. Nu doar momentul prezent este cel care îl urmărim. Important este și ce va urma. Vă vorbeam de diversitate. În aria meseriei mele, în psihoterapie, există peste 15 curente în acest sens. Și fiecare curent are alte subcurente. Și așa ajungi la peste 100 de modalități de a te duce, de a accesa psihoterapia. Te duci în cabinetul unui, sau te gândești să faci psihoterapie și deodată te vezi în, în fața unei întregi mulțimi de alegeri. Băi, pe care o aleg? Băi, ce fac? La care mă duc? Mă pune ăla pe canapea? mă pune la să alerg, mă pun la mă hipnotizează. Am să vă povestesc o parte din experiența mea și ce am descoperit eu. Cândva când aveam 5 ani de zile, am fost cu părinții mei într-o locație, un restaurant, ne simțeam bine, era muzică faină, am început să mă mișc pe ritmurile muzicii. Am fost observat de un instructor de dans, a, spus, a venit la e și le-a spus băi, ar merita să l aduceți la cursurile de dans, are ceva talent. Zis și făcut. La începutul săptămânii care a urmat, am fost dus la școala de dans, după alte două săptămâni m-au dat afară, rapid. Nu aveam ureche muzicală, mă încurcam, nu țineam pasul. Ok. Lucrurile au trecut, au mers mai departe, la 23 de ani am ajuns, la, eram în timpul masterului și într-o perioadă de timp în care am zis, gata, vreau să-mi schimb o parte din viață, vreau să iau deciziile mele, am făcut lucrul ăsta și am zis, inclusiv la dans, hai să vedem ce se întâmplă. Am făcut o primă încercare, m-am dus la prima școală pe care am considerat eu mai ok, m-am dus acolo, muzică, ritm, ok. Mă împiedicam, nu înțelegeam ritmul, Aveam două picioare stângi. Despre ce vorbesc cu oamenii ăștia, frate? Poate vor fi avut dreptate. Am abandonat. Băi, dar parcă mai e ceva. Parcă mai e ceva. Deci... Și atunci ce-am făcut? Destinul mi-a surâs să am, în... să am o colegă a cărui soț era instructor de dans. M-am dus acolo, am zis, ok, mai încerc o dată. Asta am făcut. La început era la fel. Mă încurcam în picioarele mele, nu au, înțelegeam ritmul, dar parcă a început să, să aibă loc o, o transformare. După aproape 5 ani de zile, am ajuns să fiu instructor de dans. Am ajuns să particip la concursuri de dans sportiv. Dar, hei, urechii muzicală tot nu am. Nativ. Dar ea poate fi educată îndeajuns de mult cât să mă ajute să funcționez. Factorul de schimbare trebuie să se raporteze la particularitatea fiecăruia. Este precum o notă muzicală, nu apropo de instrumentele care le-am avut aici. Accesat această notă și atunci procesul de transformare începe de la sine, Um, îmi aduc aminte de uh, Dan, instructorul meu de dans, care acum vreo patru ani de zile a prins curaj și mi-a zis: Aoleu, Andrei, să fii văzut cum arătai prima dată. Te împiedica, era oribil, erai peste tot, te împreștiat, că are pe partenere, nu le dai spațiu. Oh, m-a când am, am auzit. Acum, când predau și le spun uh, elev elevilor mei, băi, păstrează poziția, dă feti loc să respire. <laughs> Mi-aduc întotdeauna aminte de lucrul ăsta. Schimbările care s-au petrecut sunt vizibile, clar vizibile. În plan personal, prin faptul că încrederea în mine a căpătat alte dimensiuni, în faptul că în anumite lim limite pot să fac mai tot, tot ce îmi stă în gând pot să fac cu anumite limite, Astronaut nu mă pot face, dar pot să fiu pasionat de acest lucru. Și de asemenea mi-am putut urma visul. În ceea ce privește planul profesional, dansul m-a ajutat să aduc totul la un întreg, să închid de cercul. Rațiunea și sentimentele care le am în cabinet pot fi împletite. Cu simțamentele și exprimările ce fac parte din vocabularul corpului. Ok. Muzica. Când vorbești despre dans, primele cuvinte care îți vin în minte, când vorbești cu cineva, sunt mă face să mă simt. M-am simțit. A fost. Este. De fapt, nu există nimic care să fie comparabil cu dansul. Face parte dintre primele modalități de exprimare. Când stai cu cineva din nou de vorbă despre dans, de obicei vei auzi: mă face să mă simt liber. Sau. Este ca și cum face parte în mod natural din viață. mă face să mă exprim liber. Next. Evoluția nu ne este caracteristică pentru toți și obligatorie. Asta am spus mai devreme. Există doi poli în ceea ce privește evoluția și unde putem noi să ajungem când ne raportăm la ea. O ascensiune evolu evolutivă, semnificativă, care să aibă impact și să modifice cursul istoriei. Cine credea când l-ar fi văzut pe Freddie Mercury, un indian mic și mai pricăjit, care putea să revoluționeze întreaga industria muzicii, întreaga semnificație a ei. Sau, la celălalt pol, se află acel echilibru suficient care să ne ajute să facem față cotidianului. Nu aș putea să numesc polul inferior, partea de jos, afară e o junglă, trebuie să știm să facem față. Dar vă promit un singur lucru. Cu cât va exista o armonizare, a elementelor din structura voastră, cu atât vă veți apropia din ce în ce mai mult de un echilibru. Ceea ce ulterior vă duce la dezvoltare. Descoperiți acea notă muzicală specifică vouă. Unică. Accesați-o și mergeți mai departe spre evoluție. Mulțumesc!